în primul rând, mi-aș dori ca toți jucătorii să fie sănătoși, să fie apți pentru efort. Este o perioadă mai dificilă, perioada de iarnă, așa cum știm întotdeauna, dar, din păcate, este o perioadă foarte scurtă. Este prima dată când campionatul începe foarte devreme și mai avem încă 3 săptămâni și deja trebuie să ne gândim la primul joc oficial. Din păcate, în acest moment nu pot să vă spun mai multe vis-a-vis de noutăți. Știu că asta vă interesează, asta mă interesează și pe mine. Știți lotul care face deplasarea în acest cantonament în Antalya. Avem doar 18 jucători de câmp, între care 3 juniori. Sper ca în zilele următoare să rezolvăm ceea ce ne-am propus, să definitivăm acele transferuri de care tot vorbim. Cred că am peste o lună jumătate când vorbesc cu președintele în fiecare zi de 3-4 ori. Dar până în acest moment nu avem nimic concret, nu pot să vă spun absolut nimic. Sunt jucători cu care discutăm, președintele negociază cu ei în aceste zile. Sper cât mai repede să-i avem în cantonament. Da, știți că am discutat lucrurile astea și ne dorim, v-am spus, cât mai repede să avem jucătorii pe care ni-i dorim în cantonament. Există riscul să pregătiți un lot și cantonat să jucați foarte? Riscuri există totdeauna. Nu mi-aș dori să se întâmple acest lucru, dar eu sunt convins că președintele va rezolva în următoarele zile transferurile pe care ni le dorim. Cred că până în 14, 15 ianuarie ar trebui să știm pe ce jucători ne bazăm. Care va fi programul? Da, vom avea și câte 2 antrenamente pe zi. După cum știți, avem 5 jocuri de pregătire cu echipe bune. Însă îmi doresc ca toți jucătorii să fie apți, cum am spus, și să nu avem probleme medicale. Da, în acest moment suntem concentrați pe ce avem de făcut, pe pregătirea pe care trebuie să o facem în această perioadă. Iar până la ora jocului cu pandurii vom putea ști mai multe, dacă putem să sperăm la mai mult. Ne dorim în fiecare zi să jucăm mai bine, să acumulăm cât mai multe puncte. La asta ne gândim. Chiar ieri vorbeam cu băieții că mai sunt 3 săptămâni și deja trebuie să ne gândim la primul joc. Cred că da, dacă așa este programat. Asta este situația. Mi-aș dori să fie vremea bună, să nu mai fie terenurile înghețate cu zăpadă. Asta este spre binele jucătorilor, spre binele fotbalului. Că știți foarte bine, când sunt terenurile înghețate cu zăpadă, pot interveni accidentări, și este păcat, pentru că poate să iese un jucător din circuit pe o perioadă mai lungă și nu ne dorim, probabil nimeni nu-și dorește să se întâmple acest lucru.